Povestea cifrei 1. A fost odată ce a fost, de când hâncu și pământul, să ne țină tot cuvântul, că aceasta e începutul. Când Dumnezeu a făcut pământul, a făcut și soarele și luna. Când soarele era pe cer, luna era în partea opusă a pământului și niciodată nu se întâlneau. Și tare ar fi vrut să se apropie de frățiorul ei, soarele. Dar iată că într-o zi, ce se gândi luna? Pe când era iarăși soarele pe cer, în mijlocul zilei, luna trimise un cârlig lung, lung împletit din fir de mătase, ca să tragă soarele spre ea, să-i fie mai aproape. Dumnezeu văzu cârligul trimis de lună și îi plăcu felul în care aceasta lucrase. Cu toate acestea, îl topi repede și apoi o certă. Tu ești numai una, soarele e numai unul, nu puteți să vă apropiați. Despărțiți veți fi pe veci. De atunci, când cineva a dorit să arate semnul unui singur lucru, a desenat acel cârlig trimis de lună către soare. Și așa a apărut cifra 1. Prietenul nostru, aligatorul Ali, se întreabă ce este cu aceste bile. Ce putem observa? Faptul că aceste bile sunt de aceeași formă, dar de culori diferite. Astfel, Ali ne roagă să formăm grupe de aceeași culoare. Observăm că am putut forma mulțimea bilelor albastre cu un singur element, mulțimea bilelor roșii cu un singur element și mulțimea bilelor galbene cu un singur element. Ce credeți? Ce semn grafic îi corespunde fiecărei mulțimi? Exact! Fiecărei mulțimi cu un singur element îi corespunde cifra 1. Cifra 1 este formată dintr-o linie oblică înclinată spre dreapta, scrisă de jos în sus, și o linie verticală scrisă de sus în jos. Aceasta este cifra 1. Ali, un aligator voios, și-a luat un frac frumos. Are și un papion, un joben și un taior. Cu un baston fermecat, cifra 1 a desenat.